Salutare, salutare! Săptămâna trecută mi-am luat puțin timp pentru mine și am încercat să văd care sunt lucrurile care m-au ajutat să trec cel puțin la nivel mental mai ușor prin această perioadă tensionată, o perioadă de criză. Și discutând zilele trecute cu diferite persoane care mi-au spus că întâmpină dificultăți în a trece peste această perioadă, m-am gândit că ar fi util să împărtășesc cu voi care au fost acele lucruri care m-au ajutat să trec mai ușor prin această perioadă. Primul lucru pe care l-am făcut mai mult decât înainte a fost să petrec timp cu familia mea, respectiv cu soția mea și cu fetița noastră. Făcând asta, am reușit să mă deconectez total de ceea ce e în jurul meu. Timpul petrecut cu ele se scurgea foarte repede, iar fetița noastră este foarte dinamică, plină de energie și atunci când petreceam timp împreună cu ea, eram concentrat acolo 100%, iar tot ceea ce era în jurul meu nu mai conta. Și acele momente de desprindere, de deconectare de la tot ce era în jurul meu, m-au ajutat foarte mult, iar lucrând de acasă, am profitat de faptul ăsta că reușeam să-mi iau câteva pauze în care să fug până sus și să petrec timp cu ele. Un alt lucru pe care l-am făcut a fost să mă uit la oameni mai deștepți decât mine, la oameni competenți, să văd cum analizează ei lucrurile, cum percep ei starea asta și ce au făcut ei în perioada asta. Și am făcut lucrul acesta pentru că m-a ajutat să iau câteva idei pe care să le contextualizez pentru nevoia mea și să reușesc să le aplic. Sunt o persoană sociabilă, îmi place foarte mult să fiu înconjurat de oameni, așa că inclusiv în această perioadă m-am înconjurat de oameni faini, oameni competenți și chiar am profitat de faptul că tehnologia ne ajută să ne conectăm, așa că am fost tot timpul înconjurat de oameni și aceste interacțiuni mi-au ajutat foarte mult să văd și ce fac ei, să gândesc, să am diferite perspective și să văd cum au trecut alții și cum pot eu să trec printr-o astfel de perioadă. N-aș putea neapărat să spun că m-am apucat de sport, dar am început să fac puțină mișcare. Am început să alerg prin mini-cartierul în care locuim și să fac niște exerciții fizice și iar acest lucru m-a ajutat din nou să mă deconectez, pentru că atunci când făceam exerciții, când făceam mișcare, eram deconectat, mintea mea era deconectată de la ce e în jur și eram concentrat acolo pe acele exerciții. Și mai mult decât atât, aveam un boost de energie, mă simțeam bine, aveam dinamică și asta m-a ajutat inclusiv în activitățile zilnice. Un alt aspect foarte important a fost să apelez la un coach, iar discuțiile cu această persoană m-au ajutat foarte mult să îmi analizez perspectiva și să văd ce pot să îmbunătățesc și ce lucruri ar trebui să schimb în modul în care văd lucrurile din jurul meu. Și un insight foarte important pe care l-am luat a fost că ar trebui să mă concentrez pe lucrurile pe care eu pot să le controlez, adică acțiunile mele, iar fiind concentrat pe acțiunile mele și pe ceea ce fac eu, rezultatele vor apărea cu siguranță și chiar dacă mai târziu, dar cu siguranță vor apărea. E important să continui să faci lucruri pentru că, dobândind o disciplină și o dinamică, lucrurile evoluează. Nu în ultimul rând, am început să privesc mai mult înspre viitor, înspre cum aș vrea să fiu eu în viitor, ce aș vrea să fac eu în viitor, care sunt lucrurile înspre care tind, și ideea asta de visare, de a avea o perspectivă în viitor. De obicei o perspectivă optimistă, m-au ajutat puțin să mă concentrez pe lucruri pozitive, iar apoi, cascadând, să fac niște acțiuni care să mă ducă mai aproape de persoana pe care sau persoana care aș dori să fiu în viitor.
N-aș vrea să neglijez aici și partea spirituală, pentru că sunt o persoană creștină, iar credința în Dumnezeu m-a ajutat cu siguranță să trec peste această perioadă. Aveam o relație cu Dumnezeu și înainte, dar cred că în momentele acestea, credința în Dumnezeu mi-a dat cumva putere să merg, așa că cred că și zona asta spirituală este foarte importantă. Mi-aș dori să cred că lucrurile pe care eu le-am împărtășit cu tine pot să-ți fie și ție de folos. Ce te încurajez să faci este să te gândești care sunt lucrurile care au cu adevărat valoare pentru tine, ceea ce îți dorești tu să faci și ceea ce te energizează să faci, și te încurajez să fii concentrat pe acțiune, să faci lucruri, pentru că această perioadă se va sfârși, iar modul în care gestionăm această perioadă va determina modul în care vom ieși. Și eu îmi doresc să cred că vom ieși mai puternici din această criză.